Am revenit partea a doua a emisiunii. Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, este invitatul meu. Domnule rector, vorbeați de numărul de studenți, vorbeați de faptul că avem și studenți moldoveni, că profesorii noștri merg chiar la ei. Vorbeați, în schimb, de o temă, cred eu, importantă, despre corelarea specializărilor de la universitate cu ce cere piața muncii. Avem însă în fine, o discuție și în ceea ce privește atractivitatea universității pe zona asta de Moldova. Sunt, în fine, fel de fel de opinii care spun că avem în ultimul timp, în ultima perioadă, problema asta a studenți care tradițional veneau din județe limitrofe, care veneau la Iași, atrași de calitatea vieții, trec munții și chiar există o migrație în zona asta spre Cluj, unde, să spunem, nivelul mai ridicat ar fi și posibilitățile de angajare după aia ar fi o tentativă. Eu cunosc relativ bine Clujul și aș spune chiar cunosc destul de bine Bucureștiul. Sigur, cred și o spun cu deplină convingere în faptul că Iașiul oferă tot ceea ce un student, un tânăr, de la 18, la 21, 22 de ani, și-ar dori de la viața de student, perioada aia frumoasă, cea mai frumoasă din studenție. Sigur că poate fi un miraj așa mai spre Occident, cum tot timpul a existat. Dar nu constatăm... Nu e un fenomen. Nu e un fenomen, nu constatăm o astfel de deplasare a opțiunilor către Cluj. A, dacă este o specializare care nu se găsește la Iași, sau dacă unul are acolo pe cineva, e din Vaslui, să spunem, sau din Botoșani, dar are la Cluj condiții de locuință, are o rudă, are ceva. Sigur că e firesc să meargă, dar nu e un fenomen în care să spui tinerii se duc la Cluj sau se duc la București că în detrimentul Iașului. Nu. Mai ales că Universitatea din Iași, împreună cu celelalte patru universități de stat din Iași, acoperă cam tot spectrul specializărilor. Există și un alt fenomen. Apropo de această regăsire, integrare, inserție pe piața muncii. Și noi și alte universități avem specializări acreditate, dar care poate că nu sunt funcționale. Adică dacă noi avem capacitatea de a școlariza într-un domeniu, dacă nu sunt solicitări tineri, sigur că specializarea aia nu funcționează anul acesta. Respectiv. Dar dacă la anul sunt cerințe, va funcționa și mai există o formă de, nu neapărat specializarea în sine să fie nouă, ci conținutul pregătirii să fie tot timpul adaptat cerințelor tinerilor, cerințelor pieții de muncă și așa cu oarecare, să zicem, anticipare de a prevedea evoluția pieței de muncă. Ați vorbit de celelalte patru universități de stat. Nu știu cât urmăriți sau cât ați urmărit până acum viața politică și mai ales viața politică locală. Au existat fel de fel de propuneri care mai îndrăznețe din mediul politic, bineînțeles, mai ales în zona campaniilor electorale, pentru formarea unui consorțiu universitar, o unire a tuturor celor cinci. Nu, și eu agrez această perspectivă și în măsura în care îmi va sta în putere, voi susține acest demers. De ce anume? Sunt foarte, adică nu, ideea unei mari universități n-are nimic politic în ea. De ce? Să ne ducem... Nu, respectiv voiau să câștige capital de pe urma ideii. Bun, dar chiar aveau dreptate. Pentru că să ne ducem înapoi la momentul fondator, cum îi zicea ordonanța domnească de înființare a universității, care avea trei facultăți, drept, filozofie, teologie. Dar nu se numea Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, se numea Universitatea din Iași, care treptat s-a dezvoltat. Să ne aducem aminte că agronomia făcea parte din Universitatea din Iași, care s-a desprins ulterior.
medicina a făcut, s-a dezvoltat în cadrul Universității din Iași. Sigur, s-a autonomizat, are facultăți, are prestigiu, are studenți în regulă. Dar, practic, o astfel de perspectivă a unei mari universități n-ar face decât să închidă un ciclu, să ne întoarcem, sigur, la acel moment inițial a unei singure universități, care de data asta ar fi mult mai mare. Eu cred, și vă pot da exemple, că ar fi mult, mult benefică o astfel de perspectivă și noi, vă dau și argumente, încercăm să facem câțiva pași în această direcție. Dar nu vorbe neapărat sau declarații la televizor, pași concreți în această direcție și vă dau exemple. Toți vorbim de ierarhizarea universităților, clasamente internaționale. Păi, unul din criterii e și cel al numărului de studenți. Dacă noi rămânem 5 universități mai mici și nu dăm una mare, nu ne bagă nimeni în seamă pe criteriul număr de studenți. Alt criteriu, mobilitățile, plecări, veniri. Dacă le-am adunat la un loc pe toate, ne-ar băga în seamă în clasamente, pentru că, zice, domnule, sunt 1000, să spunem, dacă nu le împarți la 5 și zice, e la... E altceva. Nu? Da. E altceva. După aceea, când se depun proiecte din astea cu finanțare europeană, criteriile sunt mărimea patrimoniului, întinderea, număr de specializări, număr de studenți. Dacă răspunzi acestei cerințe, te bag în seamă și te finanțează, dacă nu, spune când ai să fii universitate mare. Și în concret, sunt universități în străinătate, eu am dat un exemplu pe care îl știu din lăuntru destul de bine, Universitatea din Bordeaux, din Franța. 4 universități care la început făceau parte din una singură, s-au separat, 10 de ani de zile au mers separat, iar anul trecut s-au unit la loc. S-au unit și dau o mare universitate care are în frunte un președinte, cum ai zice, rector. Fiecare fostă universitate are autonomia ei, care are câte un vicepreședinte, cum s-ar spune astăzi, un vice sau un prorector, și în felul ăsta a urcat în clasamente, are acces la fonduri, discută instituțional și academic cu parteneri egal la nivel foarte ridicat. Ce facem noi concret? Repet, nu numai că la deschiderile de an universitar am vorbit câte un rector în numele celorlalți, dar noi avem programe complementare. Noi avem programe la care, de exemplu, am evitat suprapunerile. Și dacă vom reuși, vom încerca să facem un astfel de parteneriat, să aplicăm proiecte în comun, nu separate, și atunci șansele or să crească. Sigur, nu ne propunem ca mâine să declarăm, că nici nu e posibil, dar dacă viața și evoluțiile vor conduce spre această soluție, probabil că e posibilă și va veni un moment să fie iarăși Universitatea Mare din Iași. Știam aceste argumente. Eu pot contracara cu faptul că sunt convins că există multe orgolii și în mediul ăsta universitar și că asta s-ar putea să fie una din probleme. Dar unde nu există orgolii? Sigur că sunt și în mediul universitar, unii spun că chiar mai multe chiar decât mai multe. În alte N-am vrut părți. Să spun eu, Dar între o percepție și o subiectivă și o realitate care își cere să iei anumite măsuri, primează și trebuie să primeze rațiunea. Iar eu cred că sunt semne ca împreună chiar cu autoritățile locale, mai devreme, mai târziu, să se realizeze acea mare universitate, care spuneam și altă dată, îmi face plăcere să repet, până la urmă îi dă Iașului, conferă Iașului acest spirit academic, Iașul universitar. Haideți să facem un exercițiu să ne imaginăm cum ar fi Iașul fără studenți și fără universități. Da, ar fi știm clar vara când studenții sunt în vacanță,
Mie îmi place să fac comparația asta, Știam. că e ca un târg un pic mai răsărit de provincie. Știm cum e vara, dar așteptăm toamna. Exact, exact. Până la urmă vorbim de, nu știu, 40-50 de mii în total de studenți, la un 300 și ceva de mii populație, e o pondere destul Chiar de... 50 de mii, 50 de iar mii, ei da. Nu-i numărăm numai ca studenți, nu se duc numai în anfiteatru și în sală. Ei sunt oameni cu toate cerințele zilnice. Eu cred că e principala ramură industrială, economică a Iașului, dacă mă întrebați deci pe mine. Contribuie la pulsul social-economic al Iașului, sunt, indiscutabil. Sunt convins că așa este. Ce v-ar trebui dumneavoastră în momentul ăsta la Cuza, să trecem la lucruri concrete? Ce simțiți că ar fi necesar acum? Un campus nou, nu știu, o bibliotecă high-tech cu ultimele... De ce ar avea nevoie Cuza acum ca să intre în zona asta de modernitate? Nu, e greu să facem o ierarhie, o clasificare. Are nevoie, în primul rând, de o evoluție constantă ca să-și îndeplinească misiunea academică, științifică și componenta socială vis-a-vis de studenți. Sigur că eu am spus, mă văd în situația de a mai repeta, am trecut în planul de management cu care am fost ales rector, că are nevoie, spre exemplu, să consolideze partea ce a, mă rog, s-a bucurat de astfel de consolidări, inclusiv tronsonul ăla unde-i rectoratul cu sala pașilor pierduți, pentru că, de atâta istorie, orice clădire, cât ar fi ea de patrimoniu, trebuie consolidată, modernizată, funcționalitatea și celelalte. Avem nevoie de sală de sport. O sală de sport care e închisă și pe care s-a început destul de semnificativ și sperăm ca într-un termen scurt să o redăm studenților de la educație fizică, de la sport. Avem casa universitarilor, casă de patrimoniu mare. Da, acolo era un litigiu, e lămurită. S-a terminat litigiul de anul trecut, e proprietatea noastră, e patrimoniul universității, dar acum facem studiu de fezabilitate, adică suntem în partea care nu se vede a lucrurilor. Da, clădire de patrimoniu, fără... Da, bun, să respectăm destinația, arhitectura, funcționalitatea, chiar da, trebuie să o redăm circuitului, nu? Și destinației pe care o are. Mai modernizăm la cămine, mai construim un cămin, acum, de exemplu, acolo în zona teologiei. Sigur, sunt multe. Niciodată nu o să le termin. Absolut niciodată nu. Inclusiv în grădina botanică. Ați fost zilele trecute, ați văzut că se modernizează de la alei, de la pergolele acelea, rozare, în toate celelalte. Poate o seră nouă, poate... Niciodată, eu sunt convins și vă rog să... observați, niciodată nu vine un moment în care zici, gata, le-a rezolvat pe toate, totul e perfect, e ca o ca mașină. Într-o casă, așa e, așa e. Deci tot timpul avem de lucru, tot timpul vom avea de lucru. Ideea era că vreau să fac și paralela asta, perioada 2007-2008 cu cel mai mare număr de studenți, cred că a fost cea mai bună economic pentru universitate. Știm bine că fostul rector, acum implicat în politică, s-a folosit de perioada aia și ca o trambulină pentru a intra în viața politică. În fine, nu mai intrăm în detalii, renovarea corpului de clădire. Știți formula aceea, nici nu vă aprob, nici nu vă contrazic. Dar evit discuția politică pentru că nu e specialitatea mea. E adevărat. Deși să știți că prin târg umblă vorba că vă pregătiți pentru o carieră politică, pe termen scurt. Nu știu. Așa vorbe multe pot fi, dar realitatea... Ați refuza categoric peste 4 ani, peste 6 ani, peste 8 ani? Mă întrebați de prioritățile zilei de azi, de mâine. Nu, a venit discuția și nu puteam să ratez. Am văzut și eu. Și pot să vă spun un lucru. Ați fost scurtat? Și pot să vă spun un lucru. Comunitatea academică a avut încredere în mine și în programul meu managerial și m-a mandatat cu această onorabilă demnitate de rector
dar și cu multă grijă și multă responsabilitate. Deci primele alegeri le-ați câștigat. Primele alegeri le-am câștigat. Eu îmi țin... Știu, dar și eu îmi țin. Și atunci eu mă veți vedea rămânând rector în exercițiu de zi cu zi al prerogativelor funcției. Dar sunt convins că vă interesează ce se întâmplă în Iași. Pe toți ne interesează. Gândiți-vă că am stat 10 ani de zile judecător la Curtea Constituțională. 10 ani, mandatul cel mai înalt, să repet asta într-un fel, îmi face plăcere. Eram judecător, am fost judecătorul cu legitimația numărul 26, al 26-lea judecător, dar sunt primul care are mandat mai mare de 9 ani, 10 mm-hmm. ani de zile. Ați avut o perioadă... Un an de zile prealabil, după aia mandat complet. Ori 10 ani de experiență la curte și au fost 10 ani aia, cei mai solicitanți, așa cei e, mai așa în care curtea a avut un pic de treabă. A avut mult de treabă și un rol aproape decisiv în evoluțiile socioeconomice. Încât cu experiența de acolo, care e unică în așa, sigur că sunt și eu atent la evoluțiile comunității sociale, evoluții care vrem, nu vrem, sunt dirijate de normele juridice. V-ați, întreaga carieră a fost practic agravitat în jurul specializării dumneavoastră. Da, mi-a plăcut să particip la nu numai la teoria dreptului, nu numai la interpretarea normei, cum ea să facem dezbatere, mai scriem un articol, o carte, cum e legea, cum ar trebui să fie. Mi-a plăcut să aplic, să particip la interpretarea și aplicarea legii. Acum, nu știu că ăsta e profilul emisiunii dumneavoastră, dar când am terminat, eram șef de promoție și mi s-a propus să rămân asistent. Nu? Eu am venit la facultate să mă duc să pun roba pe mine și n-am acceptat. Am fost procuror la Panciu, nu? Am fost procuror 4 ani de zile, după care am revenit și spuneam de teoria treptelor, treaptă cu treaptă până la cea de rector, făcut avocator, folosesc o formulă care am acasă o garderobă de robe. Am 5 robe pe care în momente diferite le-am purtat. Cum vedeți? Știu că contactul l-ați păstrat cu Iașu, ați fost în continuare decan la drept. Da. Ați predat în continuare, nu? Activitatea didactică nu s-a oprit niciun... Deci, în cei 10 ani de judecător, eu mi-am ținut cursuri, mi-am ținut chiar examene orale cu bilete din alea ca pe vremuri, să aibă studentul un pic de emoție, să-i tremure un pic mâna, să transpire un pic, să țină minte examenul, solemnitatea examenului, că în final face și asta parte din viața de student. Deci, judecător, dar eu îmi țineam orele aici, țineam examenul, am fost decan mai departe, n-am rupt niciun pic legătura cu universitatea sau cu Iași. Cum vedeți, există o evoluție, cum vedeți Iașu? Fără să intrăm în chestiuni politice sau ne aflăm pe direcția corectă, ce simțiți că îi lipsește? Ați trăit în București, sunt convins că ați avut și aveți deplasări în Cluj, în Timișoara. Nouă ne place să ne victimizăm, să ne comparăm cu Timișoara, Clujul, că suntem în urmă, că suntem orașul începuturilor, dar am pierdut... Știți că e o vorbă, nu știu dacă e chiar adevărată, dar pe undeva da. Zice că românul știe foarte bine ce trebuie să facă altul. Nu, ați văzut, fiecare critică spune trebuia să facă așa, trebuia să dat des, la el se uită mai cu îngăduință, mai tolerant așa. Și atunci găsim și refugiul ăsta de a ne victimiza. Nu, eu cred că Iașul, și să nu vă surprindă, Iașul este în direcția, într-o evoluție pozitivă, așa, într-o evoluție bună. Luați-o de la aspectul ăsta stradal. Luați-o de la aspectul arhitectural, luați să ne uităm la locurile de muncă. Vedeți că civilizația unei societăți nu mai e dată de munca fizică neapărat,
e dată de diversitatea, de numărul și de calitatea serviciilor. Când serviciile cresc ca diversitate și ca număr, crește și calitatea vieții. Și atunci se vede că asta este evoluția noastră, sunteți ieșean și dacă comparați Iașul de acum 10 ani cu cel de astăzi, evident evoluția e cât se poate de pozitivă. Dacă îl comparați cu ăla de acum 20 de ani sau 30 de ani, evidența este, da, sunteți mai tânăr și poate n-aveți termenul ăsta de comparație. Întrebarea e dacă evoluția e mai mică decât în cazul celorlalte. Dacă celelalte au mers mai repede. Vedeți, e o teorie și noi o evocăm des și spunem de egalitate. Noi suntem egali cu bucureștenii, cu clujenii, cu timișorenii. Dar egalitatea e de șanse. Adică statul până la urmă, și eu sunt convins în asta, statul până la urmă trebuie să screeze cadrul de evoluție, de dezvoltare. Depinde de noi cum folosim statul, să nu te omoare, să nu te împovăreze cu taxe, cu impozite, cu birocrație, cu administrație. Să-ți dea voie să te manifesti, să te exprimi liber. Cât vrei și cum poți să te exprimi. După aia depinde de tine. Depinde. Deci, egalitatea e aceea de șanse. Sigur, statul are și o componentă obligațiile lui de a asigura ordinea, de a ocroti sănătatea, de a nu știu ce. De a ocroti. Noi suntem un stat social. Nu? Așa spune chiar articolul 1 din Constituție. Stat unitar social. Când spui stat social, spui solidaritate socială. Când spui solidaritate socială, spui grijă față de persoanele vulnerabile, spui grijă față de copii, spui grijă față de bătrâni. Astea sunt grijile mari ale statului. În rest, iacă, dă voie să înființezi o universitate particulară, dă voie să înființezi un spital particular, un liceu particular, o fermă particulară. Normal, te lasă să te manifesti. Iar el își conservă și trebuie să-și îndeplinească suma aceea de obligații care sunt de rang constituțional. Domnule rector, din păcate am ajuns la finalul discuției când începusem să atingem câteva subiecte interesante. Le discutăm după. Sper să mai avem ocazia să dialogăm. V-am spus și înainte de emisiune, vă văd destul de prezent în viața orașului și personal, mi se pare o chestiune firească. Sper să rămâneți la fel de deschis, pentru că au mai fost cazuri, mai ales în zona politică, unde... Nu știu. Dar universitatea nu-i prezentă în viața orașului? Așa cred și eu că ar fi și firesc. Noi trebuie să fim prezenți. Firesc. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc celor care sper că ne-au urmărit. O seară bună în continuare, la revedere! Mulțumesc și eu de invitație!